Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi minunată de luni, 20 martie 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte frumos pentru toate mesajele voastre extraordinare pe care le primesc în timpul zilei de la voi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare, pentru care eu sunt foarte, foarte recunoscătoare. Simt că fără acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez aici în fiecare zi pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 20 martie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă un an exact așa cum și-l dorește și să îi se împlinească toate, toate dorințele. Hai să vedem și ceașca noastră. Iată cum arată ceașca, dragii mei. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Iată, dragii mei, cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, asta însemnând multe lacrimi de fericire pentru voi, lacrimi de bucurie. Este clar că veți primi vești minunate, vești care vă vor schimba viața în bine, sau cel puțin care vor aduce un licăr de speranță în sufletul vostru. Haideți să vedem ce mai spune cafeluța. O femeie înaltă se vede aici, dragii mei, cu litera A. Văd că această femeie are dureri de spate, aveți dureri de spate și de picioare, de picioare, de șold. Câteodată aveți nevoie să mergeți în baston chiar. Dar să știți că aceste dureri pe care le aveți acum or să treacă. Da, va mai trece ceva timp, bineînțeles, dar o să scăpați și dumneavoastră de aceste dureri. Pentru cei cu litera S și O, în 3 zile sau 3 săptămâni, dacă așteptați un loc de muncă, să știți că îl veți avea. Un copil mic se vede aici, dragii mei, în decurs de 2-3 luni văd că se va naște un băiat, va fi un copil sănătos în familia ta, va veni cu mult noroc și multă bucurie în casa voastră. Dragii mei sau dragile mele, trebuie să aveți grijă mare la dinți, pentru că văd că aveți niște probleme cu dinții care se vor mări. O să aveți dureri mari de măsele. Pentru asta, bineînțeles, va trebui să mergeți neapărat la medic. Nu puteți să stați așa. Pentru cei cu litera J și K, este cu aceste inițiale, să știți că va fi un bărbat pe care îl tot aștepți. Văd că te vei întâlni cu el sau el va veni la tine. Vei face cunoștință cu acest bărbat cu litera J sau K și o să fii foarte fericită. Veți avea o relație foarte, foarte frumoasă. Ușile dragostei sunt deschise în fața voastră. Dragii mei, văd aici că unii dintre voi sunteți departe unul de celălalt și persoana ta îți va trimite un mesaj sau îți va da un telefon în care te va anunța ceva important. Pentru unii dintre voi văd că se anunță o întâlnire în viitorul apropiat. Se pare că această persoană va veni acasă și sunteți în al nouălea cer de bucurie. Pentru alții care sunteți aproape unul de celălalt, văd că această persoană vrea să-ți dea o veste. Fie că a scăpat de niște probleme și veți putea fi împreună de acum înainte, fie că ești pregătit sau pregătită să vă mutați spre o nouă etapă a vieții voastre de cuplu, și anume să vă mutați împreună sau să vă logodiți. Iată, dragii mei, că multe schimbări vin și pentru relația voastră de cuplu, așadar
pregătiți-vă de multe noutăți și multe lucruri bune pentru voi. Iubiții mei, văd aici două persoane care se îmbrățișează în casa voastră. Dacă sunteți certați cu soțul, să știți că acesta va veni să își ceară scuze. De asemenea, dacă ați avut niște discuții în contradictoriu cu partenerul vostru, să știți că acestuia îi va părea rău de modul cum v-a tratat, îi va părea rău că s-a certat cu voi și va veni la voi să îl iertați. Dacă dorești să cumpere o mașină albă, văd că o vei cumpăra. De asemenea, dacă vei avea un examen auto, vei reuși. Te-ai chinuit foarte mult în viața ta să fii fericită sau să fii fericit, dar acum vei fi în sfârșit pentru că vei reuși tot ceea ce îți propui. Foarte multă lume, dragii mei, văd că v-a pus la pământ, dar în 5 zile văd că dacă cineva v-a făcut să stați la pat sau să vă fie rău, o să vă dați seama cine este această persoană. Și bineînțeles că nu o să vă dați bătuți sau bătute, o să vă ridicați ca întotdeauna deasupra tuturor. Iubiții mei, văd că în vârful acoperișului casei tale este o barză. Norocul, să știi că este foarte aproape de tine, este lângă casa ta. A rămas foarte puțin timp până când vei fi și tu cu adevărat fericit sau fericită. Litera L, dragii mei, se vede aici. Se pare că aveți foarte multe uși deschise în fața voastră, fie în muncă, fie în dragoste, fie în sănătate. Și o aripă de înger. Se pare că sunteți ocrotiți de îngeri. Iar acest înger veghează și deasupra casei voastre și deasupra voastră. Acest înger te va ajuta să obții tot ceea ce tu îți dorești. Te va îndruma spre calea cea bună. Un foc se apare aici, dragii mei. Este clar că în următoarele zile o să fiți foarte nervoși. O să fie cineva lângă voi care o să vă facă foc și pară. Fie la muncă, fie acasă veți avea această stare de nervi, de stres. Dar dacă nu sunteți atenți, dragii mei, să știți că s-ar putea să vă certați cu toată lumea în jurul vostru și acest lucru nu o să vă fie deloc benefic. Așadar, mai rețineți-vă puțin nervii, da? Mai calmați-vă puțin pentru că nu toate lucrurile sunt exact așa cum par a fi în mintea dumneavoastră sau în sufletul dumneavoastră. Dragii mei, trebuie să fiți atenți în această perioadă la inima dumneavoastră, pentru că văd că vă va înțepa această inimă. Veți avea mici probleme cu inima. Așadar, mare atenție la cât efort depuneți, da? Mai ales ce mâncați, cât mâncați mai ales, da? Odihniți-vă mai mult, nu vă enervați și așa mai departe. Un bărbat se vede aici care așteaptă în pragul ușii. El discută cu o persoană, poate cu mama lui, pentru că văd că vrea să se căsătorească cu tine. Mama lui nu prea vrea acest lucru, dar el o să o convingă să te accepte în viața lor. Acest bărbat văd că o să vină la ușa ta și o să-ți spună că vă puteți căsători. Un ochi, dragii mei, se vede aici în fundul ceștii. Se pare că aveți de ochi în casa voastră, dar este foarte bine să vă rugați mai mult, să vă descântați, pentru că aveți foarte multă lume invidioasă. De aceea nu vă merge bine nici în casă, nici în ceea ce vă doriți în viață. Lumea nu vă suportă. Voi doi, mă refer la cei care sunteți în familie, da? Soț și soție. Sunteți la înălțime în fața oamenilor.
Dar acești oameni, în momentul în care ieșiți din casă, vă dau energie negativă. Un trandafir, dragii mei, se vede aici și o femeie. Văd că veți primi cadou o floare de la o persoană. Această persoană văd că vă iubește de foarte mult timp, vă urmărește și nu și-a putut deschide sufletul în fața dumneavoastră până acum. Dar în următoarele zile văd că acest bărbat își va lua inima în dinți și o să vină să vă declare dragostea. Iar voi o să fiți foarte, foarte bucuroase pentru că și dumneavoastră sunteți îndrăgostite de acest bărbat. Acesta este foarte înstărit, văd că are de toate, este cineva cu litera C în nume sau prenume. Vă va invita undeva și veți petrece un timp foarte frumos împreună. Apare aici un dușman, dragii mei, un dușman pe care îl aveți. Văd că acestui dușman o să-i scadă puterile în perioada următoare și o să vină la ușa dumneavoastră să-și ceară iertare pentru tot răul pe care vi l-a făcut. Iar dumneavoastră văd că o să îl iertați pe acest dușman, iar această persoană o să se retragă și nu o să vă mai facă niciun rău începând din acel moment. Văd aici un copil, dragii mei, un copil care stă în pragul ușii și îi este mereu dor de voi. Iar voi vă gândiți să plecați de acolo din străinătate spre acest copil. Și văd că o să reușiți, o să veniți în sfârșit acasă și o să-i aduceți acestui copil o jucărie sau ceva ce îi place foarte, foarte mult. Acest copil o să se bucure nespus de mult. Haideți să vedem și dorințele voastre sau dorința voastră. Dorința voastră se va împlini, dragii mei, să știți. Văd aici că veți avea și voi parte de liniște în casă după foarte mult, după destul de mare perioadă în care v-ați tot certat. Și mai văd un cap de fată, dragii mei. Dacă aveți o fetiță sau o fată, școlăriță care merge la școală, așadar, să știți că acest copil vă va bucura foarte mult, vă va aduce foarte multă bucurie prin comportamentul ei, prin ceea ce reușește să facă și la școală, dar și acasă. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!